Salutare, salutare, dragilor! Ce mai faceți? Astăzi vom face o cremă emolientă pentru mâini uscate, crăpate, deteriorate. O cremă cu acțiune emolientă foarte puternică, de asemenea, hidratează foarte bine pielea. Are un rol protector și reparator al pielii, cum vă spuneam, uscate, crăpate, deteriorate. Deci, haideți să vă prezint ingredientele și după aceea o să vă mai spun câte ceva din fiecare. Bun, o să avem nevoie de hidrolat de lavandă, am eu aici. Dacă nu aveți hidrolat de lavandă, puteți să puneți orice alt hidrolat sau apă plată. După aceea mai avem nevoie de ulei de cocos, bio, vă rog, unt de shea, ulei de gălbenele, lanolină, așa, Coastguard pe care o să-l aduc, că nu îl am pe aici, o să vi-l arăt când o să-l pun, și 10 picături de ulei de patchouli, ulei esențial de patchouli. Bun, dragilor, deci haideți să începem. O să avem nevoie de 28 de grame de apă de lavandă. Apa de lavandă are o acțiune calmantă, reconfortantă, se folosește pentru îngrijirea pielii sensibile, iritate, deteriorate sau afectate de soare sau mici arsuri. 28 de grame, cum vă spuneam. Așa. Nu v-am spus, o să avem nevoie de două păhărele termorezistente, unul pentru apa de lavandă și altul pentru uleiuri și emulsifiant. Mai avem nevoie și de emulsifiant. Eu am aici Olivem 1000. Am uitat să vă spun. Acum, în al doilea păhărel, o să măsurăm 7 grame de ulei de cocos. Cum este frig, dragilor, uleiul de cocos se întărește la temperaturi mai mici de 23-24 de grade. Prea mult. 6, încă puțin, puțin. Așa. Ok, acum 7 grade, 7 grame de unt de shea. Untul de shea și uleiul de cocos oferă o hidratare maximă. Așa. Acum o să punem și 2 grame de ulei de gălbenele. Uleiul de gălbenele are un efect antiinflamator și reparator al pielii. Este folosit pentru calmarea iritațiilor, îngrijirea pielii sensibile, a pielii afectate de roșață, de arsuri solare. Deci o să punem 2 grame. Puțin. Așa. Iar acum o să mai avem nevoie și de 3 grame de emulsifiant, cum vă spuneam, Olivem 1000. Prea mult, o să mai iau puțin.
Așa. Bun. Acum aceste păhărele merg pe baie de aburi până se topește ceara, untul de șeia, amândouă paharele, da? Le lăsăm pe baie de aburi, să aibă aceeași temperatură. Bun, dragilor, uleiurile s-au topit, ceara și untul de șeia, iar acum o să adăugăm apa treptat aici în borcanelul cu uleiuri. Amestecăm până crema are o consistență mai tare, are un aspect cremos. Crema s-a răcit, dragilor, uitați, are o consistență foarte cremoasă. Iar acum o să adăugăm și celelalte ingrediente. Și anume, un gram de lanolină, am aici lanolină pură. Lanolina este bogată în ceramide și are o acțiune emolientă foarte puternică. Reduce pierderile de apă din piele. Favorizează absorbția cutanată a substanțelor active, este un excelent protector și reparator al pielii. Bun, haideți să punem aici un gram. Încă puțin. Așa. Tot acum o să adăugăm și uleiurile esențiale. O să adaug eu astăzi ulei esențial de paciuli și ulei esențial de trandafiri. Câte 10 picături din fiecare. Așa. Oh, ce bine miroase. Acum voi puteți să puneți orice esență doriți, desigur. Uleiul de paciuli, miroase foarte bine. Iar acum o să amestecăm totul. Așa. Iar acum o să adăugăm 15 picături de cozgard. Cred că am pus 16 sau 17. Nu este nicio problemă dacă puneți o picătură mai mult sau mai puțin. Să știți că această cremă o folosim noi toți de la mic la mare, întreaga familie. Cum vă spuneam, este o cremă foarte bună, mai ales acum că vine sezonul rece. Așa. Am aici o cutiuță, dragilor.
Așa. Asta este pentru casă și mai am o cutiuță mai mică. Aici punem crema care o avem în mașină. Când venim de la școală, ne cremuim. După ce ne dezinfectăm mâinile. Bun, acum să și probăm crema. Este foarte emolientă, uitați. Pătrunde foarte bine în piele. Trebuie să probați această cremă dacă aveți mâinile crăpate, deteriorate, uscate. Uf! Ok, super bună această cremă cu foarte multe beneficii pentru piele. Bun, dragilor, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper să vă placă această cremă emolientă. Să o faceți, să o probați. Spuneți-mi dacă aveți vreun comentariu, vreo nelămurire, dacă ați făcut-o, dacă v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, o distribuire. Vă mulțumesc din suflet, mai ales să vă abonați canalului. Pupici, dragilor, și ne auzim la următorul tutorial. Vă pup și vă iubesc. Ciao, ciao, ciao!